Vă salut, dragii mei, bine ne-am regăsit pe acest canal de nou. V-am promis că o să discutăm despre prepelițe, ouăle lor de prepelițe. Mai înainte de toate, sănătate. Sănătate se află aici, în paharul ăsta de un pic de apă și două ouă de prepelițe, pentru că trei le-am mâncat mai devreme. Foarte bune, foarte gustoase, foarte sănătoase. Acum să vă spun ce m-a determinat pe mine ca să luăm aceste prepelițe. Aceste prepelițe le-am cumpărat pentru că cu timpul în urmă, suferind de ce am spus și în videoclipul trecut, cu diabetul, cu tromboflebite, cu mai multe, oricum ținta lor este să vindece plămânii și nu numai. Și pentru că am adus aceste prepelițe aici, am scris pe un carton, ce despre ouăle astea de prepeliță. Deci, comparativ cu ouă de găină, ouă de prepeliță are de 8 ori fier, mai mult, de 5 ori fosfor, de 6 ori B1, vitamina B1, de 15 ori vitamina B12. Foarte important, vitamina B12. Aici, la vitamina B12, se bătea cu pumnul în piept și doctorul Stroiescu, pentru că are mare dreptate. Vitamina, analiza la vitamina B12 trebuie făcută și văzut dacă e mare sau mică. Nu trebuie să fie nici mare, nici mică. Trebuie să fie bună, să fie bine, în valorile ei pe care sunt. Acum, ouăle astea de prepeliță, că nu numai vitaminele astea are, deci alături de aceste valori nutriționale, ouă de prepeliță mai include proprietăți de calitate superioară, dar și atât de necesarele vitamine, cum ar fi A, B, D, E, precum și mineralele prețioase, ca zincul, potasiu, sulfu și calciu. Calciu aici foarte important pentru oase și pentru tot corpul nostru, mai ales calciu ăsta se găsește în coaja oului de prepeliță. Bun, acum prepelițele astea ne-am luat numai pentru noi, pentru familia noastră, aceste prepelițe, o rasă mixtă. O rasă, cum vă spuneam, mixtă, randamentul vreo 80-90 la o oat. Acum ele deja sunt pe sfârșit, ca să zic așa, ele au vârsta de vreo 11 luni. O perioadă de 10 luni au ouă foarte bine și problema e că le trebuie căldură, le trebuie, după cum vedeți, am pus, a venit frigul, am pus și două becuri de astea cu infraroșu pentru pui. Le trebuie căldură, cum spuneam, le trebuie să nu aibă umiditatea foarte mare și aerisire. Aerisirea am făcut-o pe aici, pe țeava asta de jos. Deci aerul vine pe jos, pe acolo, pleacă pe țeava asta în sus și tot timpul să circulă aerul, să circule nu pe... să circule în felul ăsta, așa, să nu circule pe deasupra lor, ca să ia curent. Bun. Rasa asta mixtă e ca și greutate cam 3 la kilogram. Dar cum v-am zis, ouăle astea sunt foarte bune la diabet. Le consumă oamenii care au diabet, care au cancer. Carnea lor este foarte sănătoasă. E și scumpuliță, e pe la vreo 40 de lei kilogram. Dar v-am zis, noi, pentru noi și atâta, folosim ouăle astea de prepeliță, care sunt foarte valoroase. Acum, ce să vă zic eu, ele ca și mod de trai, ele trăiesc în captivitate. Avem o cușcă de 80 de prepelițe. Deci între 40 într-o parte, 40 într-o parte. Noi nu mai avem atât, avem în jur, deci aici nu sunt vreo 28, aici sunt vreo 30. Ca și cușcă. Hrănitoarele sunt pentru 24 de ore, dar punem jumate ca să nu facă risipă.
ouăle vin pe aici, pe grătarul ăsta în jos, vine singure. O să curățăm frumos aici autovițele astea care se trag afară, se curăță. La 3 zile curățăm aici, deci ar cam trebui curățat. Și ce să vă zic, acum... Bun, apa este și ea automatizată, vine pe porțiunile astea frumos. Vine aici la cuvilițe astea pe exterior, sunt puse, se alimentează cu apă tot timpul. Ele și apă, cum vezi, se și vede, ele beau apă de acolo tot timpul, ca și hrană. Hrana lor este o hrană de prepeliță ouătoare, așa, cumpărată de un comerț. O putem face și noi, dar trebuie cumpărat un premix și pentru câteva prepelițe nu se merită. Dar merge combinat, jumate-jumate sau mai puțin cu jumate-jumate, cu vruială de porumb. Deci acum că ele nu mai ouă foarte mult, intră într-un repaus, și porumb o să mai facă un ciclu de ouă, dar nu știu cât randament o să fie. Dacă nu, o să le înlocuim, să luăm alte prepelițe mai tinere. Cușca este cumpărată după site-ul vânătorului. E o cușcă foarte bună, foarte capabilă să țină în captivitate aceste prepelițe. Noi n-am folosit atâtea prepelițe de multe, cât spune că în cap 80, poate să încapă alea 80 ouătoare, asta e o rasă mixtă. Ține mai puține, hrănitoarele își face destul de bine treaba. Ouăle vine foarte bine aici în față, pentru ca să le putem aduna. Tăvițele, cum v-am zis, de curățarea mizerii, gălinațului. Deci e foarte ușor de întreținut. Deci, nu. Acum, am zis despre mâncare. Ca și poteț, ca și interior, ca încăperea asta, a fost o poteață de găini suspendată. Am plăcat-o cu USB-ul, după cum se vede, lateral, exterior. Pe exterior am pus și polistiren, deci e USB-ul pe interior, USB-ul pe exterior, pernă de aer și roată polistirenul. Polistirenul pentru a face față pe timp de vară, cu căldura. Nu ne sperie frigul, ne sperie căldura. Când e căldura e foarte mare, se încinge foarte tare și trebuie să punem polister pe ăștia doi pereți. Acolo este răsăritul, peretele din stânga și peretele din spate. Restul nu e, nu este nevoie. Deci ce să vă zic? Stați aproape, o să avem și alte emisiuni interesante. O să continuăm în continuare cu diabetul, o să vă arăt tot ce am făcut eu. Și o să fac și eu în continuare, pentru că noi aici cu diabetul ăsta, noi nu ținem glicemia sub control. Nu că numai ținem glicemia sub control cu o substanță, ca să o menținem. Noi și vindecăm acest diabet. Cu ce v-am prezentat eu și cu ce urmează să vă mai prezint. Ouăle de prepeliță, citiți în continuare, găsiți informația pe YouTube, e foarte simplu de găsit pe Google, unde vreți noastră. Și citiți în continuare, nu stau să vă spun cam tot, eu numai v-am trezit la adevăr, să vedeți cam ce ar trebui făcut un om care nu neapărat să fie bolnav de diabet, ci un om sănătos, dacă face o cură de prepeliță, cu ouă de prepeliță, e foarte sănătos. Găsiți informația. Vedeți ce conține un ou de prepeliță, v-am zis. Și nu numai. Acum dacă, v-am zis, noi încercăm să reparăm o boală, sau cum e o piesă în motor stricată, o scoatem de acolo și o recondiționăm. Atât că pancreasul nu scoatem de aici, o recondiționăm acolo, pe loc. Știți dumneavoastră cum e. Nu e imposibil. Haideți că nu e greu. Stați aproape, nu e greu. Nu e nici ușor, dar împreună putem face. Cu ajutorul lui Dumnezeu sunt chestii simple. Toată lumea are la îndemână ce v-am arătat până acum. Și ouăle de prepeliță, într-adevăr, dacă nu le creșteți, le puteți cumpăra. Nu sunt foarte scumpe. Puteți cumpăra, măcar să faceți o cură, să vedeți că vă simțiți altfel. Ești alt om după o cură de ouă de prepeliță, nu neapărat cu 240. Cu 100, 120 acolo sau eu știu. Vă interesați câte cure sunt, că sunt cure de vreo 3 feluri. Mi se pare de 120, de 180 și de 240. Nu mai știu exact. Dar eu am ținut-o pe aia de 240 de 3 ori,
pauză o lună și acum am început la a patra. Bun. Deci, cum vă spuneam, abonați-vă la canal. Nu uitați să dați un subscribe, un like și ce să vă zic. Sănătate că e mai bună decât toate. O să ne revedem în scurt timp. Stați aproape. V-am zis, nu e greu. Putem învinge împreună și e cu randament. Salutare!